îl puneți în groapă, doamnă, așa? Deci el ajunge în groapă așa până pe aici. Da, da. De aici plecați, îi faceți arcada așa, știi, să plece așa lighean. Da, da. Și până aici îl pune și puneți un păricel și el nu mai are nimica. Da. Am cumpărat marionatan, am cumpărat doi cai și unul mai timpuriu, unul mai tomnatic. Așa, și am cumpărat prun de masă cu prune rotunde și un prun tot așa producător. Sunt pomii cumpărați de această doamnă care vrea să mănânce fructe proaspete din propria grădină. În Mehedinți, nopțile sunt încă friguroase, dar acum e vremea optimă pentru plantat, spun și comercianții. Zmeură, roșie și galbenă și un cireș, ca să-l punem în grădina noastră, că avem plantații de prun, de pom, de ăștia. Aveți plantație diversă? Da, diversă, da, da. Am cumpărat doi cireși, doi pruni. Am un cireș de primăvară, unul mai târziu și doi pruni. Deoarece am luat anul trecut mai mulți pomi, unii dintre ei nu s-au prins și vreau să-i înlocuiesc. Cireș galben, un păr roșu, un păr galbui, așa, cu ăla, și un prun. Cum mai debea să începe vânzare, a fost cam frig, cam ploios a fost și... Acum e perioada optimă. Acum e perioada optimă și se plantează până în vreo 15 aprilie, se recomandă plantarea de copaci, de se mai încălzește. Foarte căutate sunt și semințele de legume. Cumpărătorii spun că își produc ceapă, cartofi și alte legume în grădină după ce s-au scumpit foarte mult la piață. Mi-am luat orice cu arbagicu, cum se zice, la noi, la Olteni, să mă duc să-l pun în pământ, dar a plouat și e prea udă acum. Usturoi, cartofi, că cartoful e mâncarea de bază a olteanului. Românul se gospodărește. Da, n-avem încotro. Să mă duc să cumpăr ceapă cu 7 lei kilogramul. Cum în ultimii ani iernile sunt tot mai blânde în Mehedinți, mulți au început să experimenteze și plantarea pomilor care produc fructe exotice. Acum am luat castan comestibil, că toată lumea vine și întreabă. Eu n-am vândut cachi niciodată, vând de ani de zile pomi și eu n-am luat cachi de la pripenieră, că mi-a fost frică. Am zis, după nu merge în zonă la noi și de ce să iau un lucru care nu merge în zonă la noi, să-l dau la om, să iau un ban și omul ăla dă banii pe el și practic să usucă, nu merge în zona noastră. Și acum Da, 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 a venit cineva, mi-a recomandat chiar din partea Halungii că are cachi acasă și a zis că e foarte bun. Foarte solicitate în această perioadă sunt și magazinele fitosanitare. Foarte aglomerată, da, bineînțeles, pentru că sunt tratamentele care se aplică la pomi și sunt foarte multe, vița de vie, legume plantat, e o nebunie, într-adevăr. Ce cumpără? În general se cumpără semințele foarte mult și tratamentele pentru pomi. Foarte căutate sunt și uneltele pentru grădinărit, ale căror vânzări au crescut, spun comercianții.